Dr. Diana Țânț, sunt medic primar cardiolog, conferențiar universitar la Facultatea de Medicină din Brașov și m-am alăturat echipei Clinico în anul 2011, când m-am reîntors de la trainingul de specializare în electrofiziologie, training care a fost câștigat prin Societatea Europeană de Cardiologie și care a durat 2 ani. În cadrul departamentului de electrofiziologie și dispozitive implantabile, mă ocup în special cu explorarea intervențională a pacienților cu tulburări de ritm și tulburări de conducere. Despre ce e vorba în această parte de explorare intervențională? În principiu, sunt două categorii de proceduri intervenționale. O categorie de proceduri care vizează precizarea unui diagnostic al unei afecțiuni și care se numește studiu electrofiziologic, și procedurile curative, deci care vindecă, aceste proceduri fiind procedurile ablative, procedurile de ablație cu radiofrecvență. Studiul electrofiziologic este o procedură de diagnostic. Diagnosticul tulburărilor de ritm și de conducere se poate face uneori cu dificultate, pentru că electrocardiograma și celelalte investigații neinvazive nu ne oferă toate informațiile necesare. Iar noi, la studiul electrofiziologic, putem studia fenomenele electrice din interiorul inimii, putem pune diagnosticul sau putem evidenția anumite tulburări ale conducerii impulsului sau anumite tulburări de ritm, acest lucru folosindu-ne la caracterizarea mai exactă a bolii respective, fie în vederea aprecierii prognosticului vital al pacientului, fie în vederea alegerii unei terapii curative, care poate să fie ablația sau implantarea unui dispozitiv. Procedura studiului electrofiziologic este o procedură intervențională. Ea presupune, se face în anestezie locală, deci nu avem nevoie de anestezie generală, pacientul nu este adormit, cu alte cuvinte, dimpotrivă, ne este foarte util să comunicăm cu pacientul în timpul procedurii. Pentru această procedură se funcționează vena femurală, deci e ca o injecție făcută cu anestezie locală. La nivelul venei femurale și sau arterei, în funcție de caz, se introduc niște teci, iar prin aceste teci introducem în inimă niște catetere. Aceste catetere sunt, în fapt, niște furtunașe care au niște electrozi care ne permit să culegem informații despre activitatea electrică a inimii. În cadrul studiului electrofiziologic se derulează anumite protocoale de stimulare, deci facem inima să bată după anumite protocoale bine stabilite, scopul final fiind acela de a induce tulburarea de ritm, pe care noi câteodată nu o putem vedea, nu o putem obiectiva. Pacientul are palpitații, simte că inima nu bate bine, până vine la doctor, nu mai vedem nimic pe electrocardiograma de suprafață. Și atunci, în momentul în care noi am indus aritmia, noi putem să-i studiem mecanismul și putem să găsim care este modalitatea de diagnostic pentru a o putea vindeca. Asta în cazul tulburărilor de ritm. Iar în cazul ritmurilor rare, iarăși putem să studiem tot cu ajutorul acestor catetere și a manevrelor de stimulare, putem să localizăm unde este, să spunem, defectul de conducere al impulsului și să apreciem dacă pacientul are nevoie sau nu de implantul unui dispozitiv, de exemplu. În funcție de intervalul de timp de care avem nevoie ca să inducem tulburarea de ritm, studiul electrofiziologic poate să dureze între o jumătate de oră și o oră și jumătate. Pacientul, în cazul în care s-a făcut doar puncția venoasă, se aplică un pansament și pacientul se poate mobiliza, deci se poate da jos din pat după 4 ore și, în general, a doua zi este acasă. Complicațiile aferente procedurii nu sunt niște complicații majore, pot să fie complicații la locul puncției și foarte rar complicații la nivelul cordului, care în general pot fi remediate, și un lucru important, clinica noastră are toate facilitățile de a remedia aceste complicații în cazul în care ele apar.